Da, vă invit acolo, în White City. Hai să vedem comuna White City. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, această dimineață vă vom prezenta în acest material, în limba română, vă face acest mini-documentar. I want to say a little bit in English, this is going to be a documentary, va fi un documentar despre comuna White City. Vom arăta puțin prin jurul acestei localități rurale de aici din Saskatchewan. Comuna White City și satul Emelard Park se află la maxim 10-15 km distanță de Regina, Saskatchewan. Are un mini-spital, are un liceu, are locuri de muncă. Este autostrada numărul 1 Trans-Canada, care trece exact pe aici prin localitate. Vedeți aici în fața mea curțile oamenilor, se află acest parc, Beautiful Park Emelard de aici, așa, este un parculeț foarte, foarte curat, foarte igienic. Din punct de vedere administrativ, această localitate, acest sat considerat, este condiții exact ca la oraș. O să vedeți și dumneavoastră materialul următor. Nu este dintr-un film Hollywood, nu este de la Los Angeles, nu este din New York, ci este un sat, să spunem pe românește, un sat ca la Vaslui, dar foarte civilizat ca la Vaslui. Un sat care la noi acum în România a început să se dezvolte. Găsiți aceste localități în țările din vestul Europei și în țările civilizate, ori prin filmele americane care le-ați mai văzut dumneavoastră. Hai să vedem, să urmărim acest material și după aceea vom merge pe autostradă către Regina, să scacem, să vă arăt distanța parcursă de la țară la oraș. Vizionare plăcută! Așa, hai să începem cu începutul acesta. Din acest parc vom porni și vom vedea și dumneavoastră. Acolo în fața mea se află un solar încărcător, care se încarcă ziua la soare în acest parc. Deci tot satul ăsta, tot la această comună, la oraș, la Regina, nu avem așa ceva în parc. Deci vă dați seama că acest sat, această localitate s-au avansat în această tehnologie. Asta ne încărca solar, a economisi lumina și cu banii care scoate de la curentul electric și la iluminatul public, se face în infrastructură, se cheltuiesc în și alte străzi din acest sat. Uitați-vă cum se construiesc casele. Ia uitați-vă, dumneavoastră așa arată aici la țară, în acest sat, ca aici un cartier nou din sat. Dacă vedeți și dumneavoastră, sunt la periferia acestui localități, acestui sat. Uitați-vă și dumneavoastră cum arată casele la țară. Deci cam așa este viața de la țară, din acest sat. Vedeți și dumneavoastră, cu apă, canalizare, toate condițiile e ca la oraș. Pentru că așa normal este într-un sat civilizat, o localitate civilizată, oraș, contează ce-o fi. Contează să fie toate condițiile, pentru că lumea plătește impozite, plătește fel de fel de taxe și trebuie să aibă condițiile necesare. Ia uitați-vă cum arată prin sat. Află un golf park. Vedeți aici în marginea satului. Acolo este un cămin de bătrâni. Ați văzut că la căminul de bătrâni în marginea satului se află acolo un cămin de bătrâni. Bună, doamnelor și domnilor, bună ziua, bună ziua, ori cum să vă mai spun, Hristos a înviat. Așa, adevărat că a înviat. În materialul de astăzi, ați văzut dumneavoastră, vreau să vă prezint, înainte de a începe să vă arăt niște imagini, prin această comunitate, în această comună foarte mică din Saskatchewan, se află la 15 km de municipiul Regina, se cheamă comuna White City, mai repet încă o dată, se cheamă comuna White City. Cartierul Emelard Park, adică un cartier, un sătuleț, acolo a făcut nou, să vă arăt puțin acolo și unde sunt casele alea, și vom merge și vom arăta imediat construcția caselor, cum se fac casele aici, dar mai întâi să vă arăt aici cartierul nou.
Acolo în imagine se află un cămin de bătrâni. Iar aici se află case rezidențiale. Așa. Practic acum ne aflăm la țară. Adică ne aflăm la sat. Dacă stăm puțin și ne gândim și stăm puțin și să vedem imagine, vă zicem și vorbim. Dacă știți, dacă dumneavoastră vreți puțin să vă imaginați, uite, un singur gunoi am văzut și acum din greșeală, e o puțică de carton care a luat-o vântul, că aici bate foarte mult vântul. Ce vreau să vă spun în această, care este diferența? Dacă ne ducem și ne uităm pe această străduță, vă gândiți că suntem undeva Pipera, ori prin Chitila, ori prin niște cartiere, tractorul din Brașov, ori prin niște cartiere foarte, foarte scumpe, cartiere de bogătaș, cartier... Nu, domnilor, nu este niciun cartier de bogătaș, nu este niciun cartier din Pipera, un simplu sat, o simplă comună, ca la țară, cu aspect de țară. Dacă vă uitați în partea aia acolo, vedeți dumneavoastră, e pământul fermierilor, care a fost și aici acum câțiva ani urmă, după care o să vă arăt și comuna veche imediat, dar mai întâi vă arăt acum în satul nou. De ce se spune sat nou? Pentru că e făcut un sat nou la periferia comunei, adică un cartier de case, care acolo, vedeți dumneavoastră, nu mai e drum asfaltat, ci este doar un drum asfaltat doar în interiorul satului. Uitați, aceste case, probabil că sunt de oameni mai înstăriți, mai modești, care locuiesc, își permit să locuiască într-o casă din asta, comparabil cu o casă din asta. Bineînțeles, cu casă din aia e mai scumpă să o construiești, dar e și mai ieftin decât să locuiești ca la oraș, pentru că aici la țară e foarte ieftin. Și haideți să ne uităm. Și uitați-vă și dumneavoastră cât de romantic este. Haideți să mergem puțin în partea asta, ne plimbăm și vom mai arăta și vom vorbi. Vă duc și dumneavoastră, totul aici este construit ca în filme. Adică facem un documentar, dar vă imaginați-vă filmele americane că urmăriți de ani de zile, când urmăream noi, dacă vă aduceți aminte, prin anii 90, nu, anii 80, scuzați-mă, când ne uitam la Ceap cu Ceap, ori la Jean-Claude Van Damme, ne uitam în sufragerie cu perdeaua trasă, cu jaluzeaua, ori ne uitam în beci ca să nu ne prindă securitatea, ori să nu ne prindă miliția, că ne uitam la filme clandestine din America. Cum erau pe atunci, prin anii de Iuzeu, că știți, cu doamna, nu mai știu cum o chema pe doamna Nicolae, nu mai țin minte, frate, dar știu că țin minte că eram uitat la filmele americane cum să vă explic eu, prin anii 80, eram după 85, când am scris în 85, dar țin puțin minte, prin anii 89, cam așa, 88, 89, când unchiul meu se uita la filme americane, avea la noi acasă, la Blăgești, avea un salon mare, aveam o cănoaie la noi, cărpești, ne tragem din chiaburi, din oameni avuți, care odată la vremea noastră, familia mea a avut chiaburime, adică... Chiaburime, ce înseamnă? Cum era la pe timpuri chiaburii, știți? Ei, au venit comuniștii și etc. și așa mai departe. Bun, acum să discutăm despre povestea noastră din această zi. De aici, dacă vă uitați în spatele meu, este un sat aici. E un sat practic foarte frumos, înțelegeți? Noi acum vom merge frumos înainte. Vom circula pe drum în partea alaltă și vom... discuta aici și probabil locuiesc oameni care lucrează, nu ca mine, lucrează la ca coordonator. Eu locuiesc la, acum la oraș, în oraș Regina, fac naveta zi de zi aici la serviciu. Cât este de frumos! Mai întâi o să vă arăt cum se construiește o casă. Poți să mergem la casa de construcție, vreau să vă discutăm puțin și după aia o să circulăm puțin prin sat și să vă arăt niște imagini așa. Dacă vă uitați încolo, în satul, dar vom merge cu mașina, bineînțeles. Cum am mers puțin să vă arăt cum se construiește, să vă arăt fața de după casă, în partea alta, dacă vă uitați, este un teren, adică e un iaz acolo, adică practic este, vedeți, un golf park, se joacă golf și astea, prostii din astea. Aici e un drum gătat, dar dacă vă uitați aici puțin și...
în această dată aici, așa, este tot o rețeaua de oraș, adică canalizarea, tot țeavă, tot menajată, ca cineva să-și construiască aici o casă și în partea aia la fel. Vedeți, este canalizarea făcută, numai că porțiunea asta de drum este neasfaltată. Și uitați-vă și dumneavoastră câte aud păsărele și așa mai de. Deci, oameni buni, vă arăt această imagine și acestea astăzi. Pentru ce vă arăt acestea? Ca să vă arăt și dumneavoastră că se poate face ceva. Se poate face legislații care să se respecte. Ciao. Care să se respecte la standardele țării. O la standardele europene, la standardele care, ei bine, din păcate, România aceste standarduri nu prea se respectă. Adică, dacă vă uitați, vreau să vă arăt, dragii mei, vedeți acolo? Nu, bine, acolo este un cămin de bătrâni. Un azil de bătrâni, unde se funcționează exact ca la carte. Deci cum trebuie făcut la standarde. Dacă ne uităm aici puțin în câmpul ăsta și vă rog frumos să și preluați această bine, deci că v-am prezentat în prima parte, asta este partea așa, v-am prezentat niște imagini în sală. Acum vom prezenta aici așa niște conducte. De fapt, astea nu sunt conducte, astea sunt țevi pentru incendiu. În câmp. De ce? Pentru că aici se construiește cartier rezidențial, ca alea casele de acolo, și pe parte, vedeți, e canalul în partea asta aceea. Deci, de fapt, practic, aici se tot măsura ca să se construiască. Este măsurat, vedeți, țeava, aceasta este țeava de apă. De oraș, nu mă duc în molul ăsta aceea, bine? Aici va fi un canal, foarte mișto, dar țava e trasă, totul e împământat, deci totul se așteaptă racordarea proprietății la canalizare și la... Deci are în caz în fereastră, nu se arde o casă, două, ceva, incendiu, este imediat, nu arde nimic ca la noi române. Deci asta este, este adevărul, dragii mei. Ne apropiem de această casă, uitați-vă și dumneavoastră, se construiește din placaj. Dar cum Dumnezeu le construiesc aceste case, e foarte simplu, pentru că aceste case din placaj au vată prin interior, au burete, scuzați-mă, și pun și rigips. Vată ori burete fonic ceva, un burete care ține și de izolare, ține și de termoizolare și de fonic izolare. Adică fonic înseamnă soundproof. Cum se protejează, adică să nu se audă zgomotul, să înțelege și chestii de ca să facem economii la căldură și asta la cheamă la termo. La voastră cum se conește o casă și vom încheia acest... mai e acolo un cămin de bătrân foarte așa. Bun, vedeți dumneavoastră cum se construiește o casă. Ia uitați-vă din placaj, așa se construiește aici și vom invita să... Ia uitați-vă și dumneavoastră cât e de frumos aici. Este... Vedeți dumneavoastră cum arată aici o casă. Da, foarte, foarte interesant. Și vom încheia acest și ne vom muta în alt cartier. Vom merge pe drumul ăsta înainte. Cam asta s-a făcut, dragii mei. Deci, trebuie să luăm aminte ce se întâmplă în țara noastră. Cal, mai să ne evităm să mergem pe la mașină, să iau mașina și să mai circulăm prin localitate. Așa, acum, după cum vedeți, ne vom merge către centru comunal, să vă arăt cum arată acest centru din acest sat. Uite aici, se
plimbă căței, lumea plimbă căței, foarte frumos, e foarte, vedeți dumneavoastră. Dar mai întâi spre centru vom trece prin zona industrială a acestei comunități. Dacă uitați dumneavoastră, vedeți aici sunt case, cartiere rezidențiale în această localitate. Aceasta este cartierul, adică un fel de sătuleț, Emelar Park, adică este conectat de comună, adică aparține de comuna White City Town. De ce se spune White City Town? Nu înțeleg prea bine istoria acestei comunități rurale, dar vedeți și dumneavoastră, se află la 15, maximum 15 km de Regina. Iar aici se află un golf park, parcul de golf. Acolo se află zona industrială. La fel, vedeți? Locuri de muncă, puțin industrie, țevi din astea. Deci se face un fel de business în această comună. Pe câte vedeți acolo, se află, se vând combine, tractoare, fel de fel de unelte agricole. Se află un hotel la marginea... Ei, așadar, doamnelor și domnilor, suntem aici la Tim Hortons, suntem în, la marginea comunității, luăm lunch, mâncăm ceva de mâncare la o cafeterie, se cheamă Tim Hortons. Am cumpărat o fasolică, un chili cu o cafea și o mrea, am plătit $10 pe această mirodenii, foarte bune. Vom mânca această chili, uitați așa arată aici, ca un fel de centru comunal, cum ar veni, ca la periferie. Și vom servi acest chili. Vă spun bon apetit, poftă bună și vom continua puțin prin jur după ce mâncăm acest lunch. Așa, bun. Am terminat cu mâncatul la chili și cafea. Se poate servi și din mașină, din drive-thru. De drive-thru, că când faci comanda din mașină în orice sat, în orice localitate există câte un fast food, câte o altă zonă industrială în față, doamnă Jumă, dacă vreți să vedeți dumneavoastră. Acolo se află autostrada 1, Transcanada, vedeți? Se află centru comunal, adică suntem în centru comunei. Adică la periferie, în centru, cum ar veni. Adică downtown, centru, are hotel, primăria, postul de poliție. Acolo se cumpără cannabis. Acolo, chiar acolo se cumpără cannabis. Uitați-vă această comunitate de aproape nici măcar 1000 de locuitori și uitați-vă câte afaceri au. Deci sunt locuri de muncă, deci toți au un job, cum ar veni. Clădirea administrativă. Și-o mini, vedeți, se scoate și ATM-ul, scoate banii de la bancomat din mașină. Acolo se află postul de poliție. Vedeți postul de poliție? Apoi în localitate, în sat. Ia uitați-vă cum se vede așa de frumos. Ei bine, doamnelor și domnilor, ați văzut și dumneavoastră. V-am arătat puțin așa prin jur în această comună. Practic, de fapt, toate comunele, toate satele din Canada, America, probabil și alte multe state civilizate din Occident, cam așa arată la standardul de living, adică un fel de standard, cum ar veni. Dacă, cum e la noi, de exemplu, să locuim la standardele europene în România, doamnelor și domnilor. Așa există și aici, în Canada. Fiecare au standardul lor. Deci, orice comunitate, că e sat, că e oraș, ați văzut și dumneavoastră în etapă aici, are gazoane, are parc, are solar system, parc de copii, are liceu, are un mini spital, au azil de bătrâni, două, au, l-ați văzut și dumneavoastră în jur, au locuri de muncă, au fel de fel de activități din astea care la noi în România greu să le întâlnești. Și ați văzut și mai ales la noi în România, să punem la noi situația noastră, în Moldova, de exemplu. Ați văzut și dumneavoastră cât este săracă Moldova față de Ardeal. Mai ales Timișoara, Cluj, Napoca, Sibiu, Brașov. De ce Oradea? De ce sunt aceste Arad? De ce sunt aceste localități puțin mai dezvoltate în România? Înțelegeți dumneavoastră, toată problema și toată prostia e la noi în România, este birocrația, minciuna, lăcomia. Dacă vedeți dumneavoastră în partea de vest a României, unii porțile, adică porțile spre civilizație, adică spre Occident, ați văzut și dumneavoastră că există aceste facilități. Deci se dezvoltă România. Deci, practic, România s-a dezvoltat în ultimii 30 de ani în partea de vest.
Hei, mergem în partea Moldovei, în partea de est. De ce acolo nu avem dezvoltare? De ce? Pentru că la noi minciuna este așa de mare în zona Moldovei și a Dobrogei. Ai, nu zic Dobrogei, a Bucovinei. Pentru că noi mereu am fost, adică am fost lângă Lupul cel Mare, care împapă foarte rău, înțelegeți? Rușii. Nu am fost. Și la noi PSD-ul a avut mai multă putere și multe voturi, ați văzut și dumneavoastră, în partea de est decât în partea de vest. Și ați văzut unde este buba cea mai mare. București e capitală. București este cel mai dezvoltat oraș din România. De ce? Pentru că la București e capitală, pentru că la București, dar și la București, dar am fost conduși de niște infractori și acolo și încă suntem pe nozile sectoare, conduși de niște zurlii. Bun. Ați văzut, mereți în Chitila, mereți în Buftea. Nu avem standarde. Încă lumea mai are WC-ul în fundul curții. Deci la noi există și la oraș. Dacă mergi, de exemplu, la Vaslui, la Suburbie, de exemplu, am fost la Vaslui, la Gura Butei. Frate, s-a apucat groaza. Deci, practic, e cartier de Vaslui, înțelegi? Este la Suburbia Vaslui. Deci aparține de primăria municipiului Vaslui. Bun, așa. Deci nu aparține de comun, aparține de Vaslui, de oraș. Străzile ca la țară, vaci, cai, porși. Și ce m-a tristat cel mai tare e că nu au canalizare. Deci prietenii mei de familie, nu o să le dau nume cine de la Gura Butei, dar n-are rost, n-are importanță dai nume de om. Importanța să dai nume de județ și de localitate, să vezi și dumneavoastră cum se trăiește la noi. De ce la noi nu avem? Și ați văzut și dumneavoastră. Este foarte trist și vă rog să înțelegeți din sufletul meu. Ați văzut? Luați lecții și principii de viață din această localitate de aici, ce v-am arătat în aceste imagini și vom arăta pe parcurs și alte activități și alte chestii ce se întâmplă în lumea reală, oameni buni, pentru că începând de anul ăsta vreau să vă arăt, nu vreau să mai fac, mă mai bag în mari proteste politice, dar vreau să vă arăt niște idei, niște principii de viață care la noi în România nu le avem. De ce nu le avem, oameni buni? Ați văzut și dumneavoastră, pentru că noi suntem învățați să fim corupți, să dăm șpagă, să mergem cu asta, cum să zic eu, cu pliculețul de bani la doctor, să mergem. Deci noi avem tentația să noi suntem, obsedați de parcă am pierdut ceva. Nu pierdem nimica, noi pierdem, ne facem cu mâna noastră, deoarece, pentru că noi suntem fraieri ca români. Îmi pare rău, nu vreau să vă jignesc, dar totul la noi ce se întâmplă este din cauza lăcomii. Și ați văzut dumneavoastră, dacă noi ne-am oprit în acest moment în România, să nu mai fim corupți, să nu mai dăm șpagă, să mergem frumos civilizat, să nu mai aruncăm gunoi, să fim parte de comunitate, să ne implicăm, dar ne așteptăm, să facă actualități, să facă totul pentru tine. Primăria vrea să spună canalizare, primăria vrea să spună apă. Ei, dar tu și tu trebuie un pic să înțelegeți. Că nu sunt locuri de muncă în România. Da, e adevărat. Dar nici tu nu vrei să te spui. Bă. Eu acum, uite, mă tentează în acest canchiar, așa, acest documentar. Mie mă tentează și mâine, dacă aș avea publicitate, vreau să mă întorc acasă. Ați văzut, este luxul pe pământ aceea. Nu e mai bine ca la mine acasă. Cu a fi eu de la Blăgești, v-ați prins, alegeți? M-aș întoarce acolo. Deci am tentația că vreau să mă întorc, să mă duc să dau cu sapa în grădină decât să stau aceea. Dar vedeți dumneavoastră, aici sunt alte condiții. Și costă foarte mult. Deci nu vreau să spun că aici toate am de gat, am de plătit. După ce mi-a chit mașina și dacă văd că viața ești aici, tată îmi vând mașina ori o și cumpăr alta în România și mă stabilesc în România undeva la oraș, ori în București și muncesc. Dacă și la noi, dacă să faci ceva în următorii ani. Dar așa, nu vom face absolut nimic. Înțelegeți? Așa că vă las, dragilor, vă mulțumesc încă o dată că ați urmărit acest documentar în acest oraș, ca orășel, sătuleț. Este, cum se cheamă, White City. Iar aici, de când m-am dat în Canada, dar vedeți, acolo, cartierul ăla, m-am mutat în Canada, aceea. Care am materiale de construcție pe drumul ăsta aici când am început să lucrez în gata acum 12 ani de zile, 13 ani, 14 ani. Fine. Deci de partea asta de acolo curții oamenii erau. Cam asta a fost, să vă spun, realitatea, dragilor.
Pentru că aici toți comunitatea își fac treaba. Legea e lege și Constituția e Constituție. Ați văzut, luați sexy și până la serialul următor, vă rog frumos să vedeți, au autostradă tot. Ne auzim în următoarele documentare, ori filmulețe care vor mai urma. Până atunci, vă doresc sănătate și luați lecții, dragii mei. La revedere! Ziua, domnilor, vă invităm la un reportaj în această după-amiază, chiar în această localitate, în acest sat, vis-a-vis de această autostradă. Vă invit la o vizitare de cum arată o viață la țară. Vă invit, vă rog. La oraș. Așa se merge la oraș.